Ascolti, tu vale se deve fare il problema mentale. Interesante niche, aceasta de coaching sau antrenorat în dezvoltarea personală, este complementară sau în orice caz nu se suprapune, nu-i așa, peste alte forme de consultare personală. Unii consultă un psiholog, alții consultă un preot sau un duhovnic, alții un coach pe dezvoltare personală. Nu se suprapun prea mult, nu-i așa? Nu, există situații în care un coach nu poate ajuta și este recomandat un psiholog. Eu, unul nefiind coach format pentru formare, poate formare, ca să spun așa, pentru anumite cazuri simple, am practicat și practic ideea de coach, dar